Bună și bine ați venit pe Tarotada! Pentru toți cei născuți cu Soare, Luna, Ascendent, Descendent sau oricare altă planetă în Zodia Scorpion, astăzi vom vorbi despre dumneavoastră. Vă rog să nu vă atribuiți nimic din ce auziți aici. Înainte să fi filtrat prin propriul dumneavoastră sistem de valori și prin Propria dumneavoastră rațiune, prin propria dumneavoastră intuiție. Dacă veți găsi aici un mesaj, vă rog să-l folosiți înțelept. Dacă nu, urmăriți și celelalte mesaje pentru celelalte zodii. Și să vedem scorpion. Prima carte este șapte de bastoane. Cavalerul de cupe, 10 de spade, Marea Preoteasă, Lumea, Regele de cupe, Cavalerul de cupe și judecata de apoi. La capătul setului de cărți este 6 de monede. aici a ieșit și valetul de cupe și cavalerul de cupe și regele de cupe. Lipsește doar regina de cupe, dar o aveți pe marea preoteasă care este tot o zodie de apă, este pești. Citirea începe cu șapte de bastoane. Ați avut o situație în viața dumneavoastră care a necesitat puțin control ați depășit acest moment. Vă simțiți bine acum, sunteți deasupra problemelor. Această doamnă are o făclie în mână, jos mai sunt șase foclii, este peste ele. Poate să le depășească. Foarte frumoasă combinație aici. Valetul de cupe este apă, șapte de spade este foc, apă și foc Probabil ați trecut printr-o transformare și v-ați vindecat de ceva care nu v-a adus lucruri frumoase V-a adus suferință cu 10 de spade, dar s-a terminat acest, acesta, această carte semnifică finalul Cu marea preoteasă ați înțeles, ați învățat, știți acum dragi scorpioni Cum puteți să vă atingeți potențialul maxim Cu lumea s-a încheiat Aveți acum parte de un succes, de lucruri benefice Poate s-a încheiat, poate ați avut un proces, și s-a încheiat. Aici arată o doamnă cu o cheie în mână, poate v-ați cumpărat o casă sau urmează un proces s-a încheiat pentru a începe altul. Ca să intre în viața noastră o nouă energie, trebuie să renunțăm la alte energii. Aici s-a încheiat ceva greu, ceva dureros și ceva frumos va începe cu regele de cupe. Este foarte multă iubire în această, în această, citire. Regele de cupe poate fi o nouă persoană care intră în viața dumneavoastră, rac, scorpion sau pești, ori sunteți chiar dumneavoastră. Îmi place că la scorpion a ieșit, au ieșit foarte multe cupe. Noastră sunteți o zodie de apă, sunteți în propria dumneavoastră citire și este foarte benefic acest lucru. Acest rege are în mână o cupă. Ocupă plină, este într-un moment de tihnă, într-un moment de liniște. Este mulțumit de el și de ce vede în jurul său. Iar acest Cavaler de Cupe dă drumul acestui porumbel. Este un porumbel al păcii, al liniștii sufletești, al înțelegerii și al binecuvântărilor. Veți avea parte de un nou început cu judecata. De apoi, țineți strâns la piept. O credință, o valoare, o, un copil, un lucru pe care îl iubiți mult. Aveți în viața dumneavoastră lucruri de care sunteți, uh, care contează pentru dumneavoastră foarte mult uh, și le veți ține aproape, le veți avea în continuare. Este o citire foarte benefică, foarte frumoasă. Uh, Energia generală este șase de monede, este un echilibru, este un balans corect între ce dați și ce primiți Aici mai este o regină de bastoane și o transformare Probabil că v-ați transformat din... Această stare de oboseală și de suferință pe care ați trăit-o, ați ajuns la această stare de beatitudine, de plenitudine, de frumusețe, de calmitate. Foarte frumos. Haideți să vedem o energie, și de aici. Dragi scorpioni, lăsați, lăsați ușa deschisă să iasă energiile care nu vă mai sunt de trebuință și să intre cele noi care uh, vor fi benefice pentru dumneavoastră și a ieșit soarele uh, Cea mai frumoasă carte din tarot uh, este o energie benefică, o energie bună uh, pe absolut orice plan al existenței dumneavoastră, toate dorințele vă vor fi îndeplinite. Cu lumea și cu soarele este benefic. Aveți multe cupe, o aveți pe Marea Preoteasă care deține toate secretele înțelepciunii, soarele. Frumos, foarte frumos! Să mai vedem și de aici o energie. Și au zburat două cărți, s-au grăbit două energii. Uh, singurătate și bârlogul dragonului. Probabil veți scăpa de această singurătate. Uh, v-ați închis o perioadă, probabil din cauza acestei suferințe, v-ați închis în propriul suflet, uh, V-ați făcut un sanctuar și v-ați retras uh, în singurătate. Arată două cărți aproape la fel, doar că una este înghețată, cealaltă s-a dezghețat. Încet, încet, cu pași mărunți, ați, uh, ați ieșit din uh, acest uh, îngheț, și vine primăvara după care va veni și vara, va veni soarele, va veni o stare de uh, satisfacție, va veni un moment prielnic pentru dumneavoastră, să vă faceți acest echilibru în viața dumneavoastră. Vă veți echilibra toate energiile, veți uh, veți uh, veți înflori este o energie frumoasă. Vă pup, vă iubesc, dragi scorpioni, să aveți o seară minunată. Pa, pa!